Isaia, capitolul 43, versetul 2. Dacă vei trece prin ape, eu voi fi cu tine și râurile nu te vor înneca. Dacă vei merge prin foc, nu te va arde și flacăra nu te va cuprinde. Cum să treci dincolo de munte? Atunci când știm că Dumnezeu este cu noi, știm că putem depăși orice greutate alături de El. Nu trebuie să ne evităm problemele. Le putem înfrunta cu ajutorul puterii și înțelepciunii lui Dumnezeu. Dacă ne ascundem sau fugim de probleme, acestea vor continua să aibă putere asupra noastră. Uneori înconjurăm același munte de nenumărate ori, după care ajungem asemeni israeliților în deșert, care au rătăcit timp de 40 de ani, așa cum citim în Deuteronom, capitolul 2, primele 3 versete. Însă, cu cât ne apropiem mai mult de Dumnezeu, cu atât mai deciși suntem să ne înfruntăm munții și să mergem cu încredere până la capăt alături de Dumnezeu. Aceasta este singura cale spre victorie. David nu a fugit de Goliat, ci a fugit către el în numele lui Dumnezeu. Te încurajez să refuzi să te dai bătut, oricât de grea ar fi situația în care te afli. Ai încredere că Dumnezeu are un plan pentru viața ta și roagă-te ca El să-ți dea puterea să continui să urci, oricât de înalt ar părea muntele. Cea mai importantă încurajare pe care vreau să ți-o dau este să nu uiți să te bucuri de călătorie. A te bucura de viață este o atitudine a inimii, o decizie de a te bucura de orice, pentru că Dumnezeu se poate folosi de orice, chiar și de lucrurile care par a fi dificile, pentru a-și duce la împlinire planul perfect. Puterea și prezența lui Dumnezeu în viața ta te vor ajuta să depășești situațiile pe care cei din jurul tău nu par să le poată depăși.